invitați, dragi studenți, dragi elevi ai Colegiului Pedagogic Ion Creangă. Bună seara și bine ați venit la Gala Studenților USAR, care inspiră studenți, 2019, ediția a doua. Un an rodnic, un an frumos, un an bogat în activități, evenimente, necesită și o răsplată frumoasă, un eveniment în care voi să fiți cei care să scripiți în ochii celor care vă privesc și să inspirați colegii voștri. Stimați profesor, vreau să vă aduc o mare mulțumesc pentru faptul că ne susțineți, ne încurajați și, de fapt, până la urmă, dumneavoastră sunteți acei studenți USAR care reușiți de fiecare dată să ne inspirați pe noi. Ca și în anul precedent, este o inițiativă a studenților, nu este o inițiativă a rectoratului, este un eveniment planificat și realizat totalmente de către studenții universității noastre și ceea ce este frumos, deja devine o tradiție ca evenimentele studenților să fie organizate absolut autonom și noi suntem siguri că lucrurile merg bine. Pe cine inspiră laureații galei de astăzi? Sigur că ei inspiră nu doar studenții, inspiră și cadrele didactice să fie mai buni. Și cel mai important, am văzut și din acel colaj de poze pe care l-ați făcut, inspiră studenții altor instituții. Deci ați ieșit la un nivel internațional, asta am văzut-o, și reușiți prin acțiunile pe care le desfășurați aici la noi. Cu certitudine sunteți studenți buni în toate, nu doar în a face fapte bune, fapte de suflet, fapte de caritate, de a organiza evenimente extra curriculare, dar cu certitudine sunteți foarte buni și la studii. Sănătate, succese și Doamne ajută la sesiune! În această toamnă, probabil, am primit cea mai importantă sau cea mai așteptată mențiune. Autoguvernarea studenților Universității de Stat ale Cursului din Bălți a fost desemnată cea mai activă organizație de tineret din municipiul Bălți. Vreau să vă spun că atât Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională, cât și Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale va susține în continuare tot efortul studenților, celor mai activi, dar ca să inspirați în continuare alți studenți care vin atât din cursul 1, 2 și 3, din anul 1, 2 și 3, cât și să promovați universitatea la colegii, la școli profesionale tehnice, cât și liceele din țară. Titlul Galei Laureaților este unul destul de inspirat și destul de motivant pentru toți studenții din universitatea noastră și nu doar pentru cei de aici. Din momentul că eu spune că uite, și tu mâine poți. Poți să te antrenezi într-o competiție. Poți fi cel mai bun. Nu mai trebuie să fii încrezător că viitorul îți aparține cui? Ție. Viitorul aparține tinerilor. Ne amintesc acum, sau vreau să vă amintesc dumneavoastră, că acum 15 ani, în 2004, un tânăr ca și voi, care era foarte inspirat, care era încrezător că viitorul îi aparține lui, împreună cu 4 colegi de grupă, într-un cămin a Universității din Harvard, a lansat o idee ciudată, năstrușnică, un site de socializare, care se numea pe atunci neobișnuit Facebook. Astăzi, Mark Zuckerberg face parte din primele 10 personalități cele mai importante ale planetei Pământ. Mi-aș dori din tot sufletul, ca și dumneavoastră, să fiți la fel de încrezători și să mergeți cu pasul înainte spre succes. Cred că este un eveniment cu atât mai valoros, cu cât prin el încercăm să încurajăm, să stimulăm performanța, excelența
Și nu doar excelența academică, cum o facem poate de mai multe ori, dar spiritul civic, implicarea, spiritul de colaborare, implicare în diverse proiecte, atât personale, individuale, cât și proiecte colective. Și mă bucur nespus să văd atâția studenți frumoși aici, care, cred eu, sunt un atu al universității noastre și mă bucur în mod special să văd și studenții Facultății de Litere. Cred eu că cea mai importantă etapă din viața voastră este etapa când sunteți studenți. Și în această perioadă este timpul când acumulați cunoștințe, este timpul când sunteți evaluați, este timpul când participați la diferite activități educaționale, sportive, științifice și este timpul când sunteți apreciați. Eu vă doresc să nu vă opriți la succesele pe care le aveți, tot așa mai departe, să inspirați studenții facultății, studenții universității noastre. Tot timpul am ținut la tineretul nostru și sunt ferm convinsă că studenții noștri sunt cei mai buni. Dumneavoastră reprezentați astăzi potențialul intelectual al întregului nord al țării și eu sunt onorată să vă cunosc în calitate de profesor, dascăl și sunt onorată să lucrez cu voi și nu vreau să subapreciez talentele celorlalți studenți, dar țin foarte mult la studenții care sunt aici la prima masă și știu că sunt foarte activi în promovarea intereselor și drepturilor studenților din întreaga facultate și la sigur nu o să reușesc pentru ei. Vă doresc ca toate ambițiile cu care dumneavoastră ați venit la universitate să vi le realizați și aici, în campusul universitar, dar și extracurricular. La sigur, astăzi vom vedea câte merite frumoase le aveți și nu le-a știut, le va afla astăzi. Și vă rog ca aici și pe viitor, când veți păși în afara universității, să nu uitați de visele cu care ați venit la universitate. Stimați oaspeți, dragi studenți, în continuare evoluează CURU, Colegiul Pedagogic Ion Creangă din cadrul Universității de Stat ale Consolidului Bărți, dirijor doamna Ana Glebov. Dragi studenți, ei sunt viitorii studenți ai universității noastre și sunt cei care ne vor inspira peste ani, cu siguranță. Acum, cred că a venit momentul cel mai important, cel mai culminant din această seară, decernarea premiilor pentru studenții care inspiră studenți. Veți afla numele acelor studenți, îi veți vedea aici în față. Se decernează diploma pentru merite deosebite în promovarea imaginii studenților Universității de Stat ale Corosul-Dimbălci și activism civic manifestat pe parcursul anului de studii, studentei Beatrice Coliba. Beatrice, am să te rog foarte mult să stai în față. Am avut o înțelegere. Diploma se acordă studentei Mihaela Melnic. Vreau să menționez
Beatrice Colibă este studentă la Facultate de Litere și deține funcția de decan studențesc a acestei facultăți. Mai este și editor șef a revistei Viața Studențească, o revistă cu care probabil ne mândrim noi toți și o țară întreagă, pentru că este singura revistă studențească din Republica Moldova. Mihaela Melnic, decanul studențesc a Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte. Am cunoscut-o la gala studenților din acest an, deci gala studenților din concurs din luna mai, atunci când a participat la deschiderea acestui eveniment și am spus că ea are un viitor frumos aici, în echipa noastră. Diplomă pentru merite deosebite în promovarea imaginii studenților Universității de Stat ale Corso din Bălți și activism civic manifestat pe parcursul anului de studii. Și aici vreau să menționez activism civic ieșit, cred că, din acel pahar plin, pentru că a manifestat foarte mult activism. Studentul Facultății de Drept și Științe Sociale, ombudsmanul studențesc a Facultății de Drept și Științe Sociale, Cătălin Lupașcu. Încerc scuze. Diplomă se acordă studentei aceleași facultăți, Xenia Dască, decanul studențesc a Facultății de Drept și Științe Sociale. Diplomă se acordă studentii Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, care al doilea an de zile are funcția de vicepreședinte pentru activitățile din căminele studențești și este vorba de Saida Guțu. Diplomă pentru merite deosebite în promovarea imaginii studenților Universității de Stat ale Corso din Bălți și activism civic manifestat pe parcursul anului de studii, se oferă studentului Alexandru Latco. Diplomă se acordă studentei Cristina Apostolache, Facultatea de Litere. Menționez, Cristina este una dintre cele mai active studente a Facultății de Litere. Este foarte activă și în cadrul revistei studențești. Să știți că de la apariția revistei niciun număr nu este fără ca Cristina să intervină cu un articol sau un material interesant, captivant, atât despre viața și experiența sa în calitate de student la facultate, cât și despre experiența cu dascălei săi, profesorii de la facultate. Diplomă se acordă pentru merite deosebite în promovarea imaginii studenților Universității de Stat ale Corso din Bălți și activism civic manifestat pe parcursul anului de studii 2019. Se acordă redactorului șef a revistei studențești Viața Studențească, studentei Cristina Șoric. Diplomă se acordă studenții Facultății de Litere Ana Bologa, prodecan studențesc. Diplomă se acordă studenții Facultății de Litere Cristina Țiganciuc. Sunt două studente la aceeași specialitate, dacă nu mă greșesc, dar care au reușit timp de un an de zile să participe împreună cu profesorii de la facultate la diverse proiecte internaționale, chiar cu implicarea studenților din alte țări.
participa activ în cadrul vieții studențești din cadrul facultății și reușesc să inspire studenți. Și îmi pare foarte bine că cunosc în fiecare an oameni noi, dar, pentru că unii deja îi cunosc, dar cei care vin noi sunt mai special, parcă îți vine să-i cunoști de fiecare dată tot mai mult și ei vin chiar cu ceva foarte și foarte interesant. Diploma se acordă pentru merite deosebite în promovarea imaginii studenților Universității de Stat ale Corosodin Bălci, activist civic manifestat pe parcursul anului de studii, studentului Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului, Vyacheslav Shakhvorost. Vyacheslav, am cunoscut anul acesta la început de an și, sincer, am fost uimit cât de serios este, câtă atitudine, câtă bărbăție are în el și cum poate lua deciziile foarte strategic și are pur și simplu o gândire extraordinară, cunoscându-l la activitățile organizate de centru științific și țin minte un moment când se contra chiar cu directorul centrului și nu puteau să iasă la un numitor comun. Pur și simplu ne-a inspirat pe toți acel moment, pentru că era chiar așa scripitor. Am văzut pentru prima dată când studenții, în țară, dar pentru ceva nimicuri se contrazic, dar pentru ceva real, o problemă care trebuia soluționată, o problemă a cărei soluții, de fapt, depindea câștigă echipa sau nu. Și era un spor extraordinar. Atunci am spus că studenții noștri încă au foarte multă energie, doar că trebuie aprinși. Diploma se acordă studentei Elena Gorobeț, studenta Facultății de Drept și Științe Sociale. Elena Gorobeț este, de fapt, și fondatoarea rubricii din cadrul revistei studențești Cititul nu îngrașă. Probabil rubrica care are cea mai mare priză la public și anul trecut prima postare, deci pe Facebook, de fapt era o rubrică online după care a trecut și în cadrul revistei, a acumulat peste 45.000 de vizualizări. Asta. Bravo! Diplomă se acordă studentei Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Victoriei Zaporojan. Diplomă se acordă studentei aceleași facultăți, Elena Turcu. Vreau să menționez că Victoria Zaporojan este vicepreședintele autoguvernanță pe domeniul cultură, iar Elena Turcu este prodecan studențesc a Facultății Științe ale Educației, Psihologie și Arte, exact răspunzătoare pe același domeniu. Și astăzi o să vedeți cât de frumoase sunt aceste două fete în... Da. Și un moment, încă unul special. Diplomă se acordă studentei aceleași facultăți, Valentina Zaporojan, care este sora Victoriei, și aici vreau să menționez că Valentina este anul întâi, dar care a reușit să aprindă flacăra activismului civic în studenți, a gândirii critice, pozitive, își face studiile la psihologie, evident, și o să aibă o gândire pozitivă mereu. Și care se manifestă în cadrul tuturor evenimentelor studențești de universitate. Aici nu ne oprim și în continuare diploma se acordă studentei Anastasia Maidacenco, membră a Centrului Științific Studențesc USAR. Diploma se acordă studentei Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului, exact pe aceeași filieră, Centrul Științific Studențesc ASUSAR, Anastasia Nicolaiciuc.
diplomă se acordă pentru merite deosebite în promovarea imaginii studenților Universității de Stat ale Corso din Bălci, activism civic, manifestat pe parcursul anului de studii, directorului Centrului Științific Studențesc ASUSAR, Veronica Gușan. Mă bucur foarte mult încă o dată să vă văd pe toți aici frumoși și mi-am adus aminte de vara asta fierbinte, vara plină de emoții, atunci când noi așteptam candidații la admitere și aveam nevoie de voluntari și băieții de la drept și fete de aici din echipa asta mare frumoasă s-au oferit să fie voluntari. Nu am avut ocazia să vă spun în public un mare mulțumesc pentru că ați făcut-o chiar cu inima deschisă și chiar cu siguranță că ați inspirat mulți candidați să depună actele în original la noi și să rămână studenții noștri. Vă mulțumim foarte mult, chiar inspirați. Doamna rector, vă mulțumim foarte mult. Eu sper foarte mult ca tot ceea ce faceți să aibă o continuitate, să inspirați colegii voștri, astfel în urma absolvirii facultății, universității. În primul rând, v-aș sugera să alegeți masteratul la noi, în al doilea rând.